zasobowej. Siarczasta jest zona linkale. Chiara szafu cienne kompanii, które w tym względu omienia i czasem czerwa mają te. I po prostu nastawiam się od cichto ma ich sakce. A plapę szafę mi facę de i my me. Omijesz się tej kompanii ma już wtedy, ale nie mogę te czyte. Facę są na podejrzu matki, nie pomijam omijela podejrzu. Este realitatea de astăzi a noastră. Pot să vă explic acest fenomen de ce companiile mari sunt mai mulțumite, pentru că au primit facilități, investitorii spunând tot timpul au facilități și scutiri pentru a face cu industria România. Nu spunem că asta e rău. Ceea ce vreau să spun aici este că vrea să se continue la nivelul realitar și local această politică de sprijinire a agentului economic până la cel mai mic întreprinzător, indiferent cât investește într-o companie, eu cred că se cheamă tot investitor. Uitați că și angajații au o părere un pic mai optimistă decât întreprinzătorii mici și mijlocii, mai ales cei mici. Și asta vine din faptul că tot întreprinzătorii trebuie să deconteze banii, să facă banii, să facă bugetul și de conteze. Angajații mici și câștigă, companiile mari au alte surse și se știe că în criză trec mult mai ușor, deoarece au capacități de stabilitatea cash flow mult mai mare decât cele mici. Astea sunt câteva lucruri care se explice acest fenomen pentru care întreprinzătorii sunt primei pesimiști. Dar aș veni cu niște sugestii și am pornit de la aceste facilități industriale de producție. Industria se va reconstrui doar pe facilități și va fi dependentă în mod absolut direct de costuri. Și aici trebuie spus că întreprinzătorii și mijlocii trebuie să aibă cel puțin aceleași facilități, acum mai multe, pentru a trăi în viață și pentru a se dezvolta și a plăga alții. Asta este motivul pentru care antreprenoriatul este așa de descurajat, pentru că este cel mai exploatat, să spun așa, în România, plus în termen eufemistic, dar eu așa o simt. Facilități industriale se spune despre teren gratuit, asta folosește mai departe în proiecte care guvernul trebuie să vină să facă acea predictibilitate, pentru că nu mai modifica tot fiscal pentru a face proiecte și vin după aceea mai departe pe fonduri guvernamentale și europene. Asta ar putea fi o rețetă de succes în continuare pentru dezvoltarea micilor întreprinzători. Și merg mai departe la costuri. Se vorbește foarte mult de specializarea tinerilor și vom avea și o conferință pe luna viitoare despre grad de absorpție a studenților în companiile locale și competitivitatea învățământului local pe plan european. Aici pot să vă spun că este foarte costisitor să ținem să învățăm absolvenții să-și facă meseria. Și atunci ne trebuie soluții alternative, ne trebuie un stimulant. Eu pot să iau un om la mine în companie, dar nu pot să-i dau salariu, să-i dau 6 luni până în vață. Și nu trebuie să-i dau pentru cum statul plătește sau obține în asistență socială. Trebuie găsit la mijloc un loc în care pe mine să nu mă coste și statul, dacă tot îl plătește, măcar să considere că aceasta este o practică, pe mine să mă ajute să-mi dezvolt business și atunci împreună, după 3 luni sau după 6 luni, putem construi împreună ceva care îți creează plus valoare. Mă manifest interesul pentru studiul nostru și manifest disponibilitatea de a continua, mi se pare foarte important. Mulțumesc!